Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Rogojeni din județul Galați, iar autoritățile au decis ca toate suinele din sat, aproximativ 90, să fie eutanasiate preventiv, transmite corespondentul Mediafax. Un porc dintr-o gospodărie țărănească din Rogojeni a murit din cauza pestei, iar autoritățile au decis să eutanasieze în mod preventiv toate suinele din localitate, după ce laboratorul veterinar de pestă porcină de la Iași a confirmat prezența virusului. Echipele de inspectori sanitari și veterinari vor eutanasia toți porcii rămași în gospodăriile țărănești, în contextul în care, în ultimele săptămâni, numeroși proprietari și-au sacrificat animalele de frica pestei porcine. Focarul de la Rogojeni este cel de-al 11-lea din Galați, după cele descoperite în localități din nordul și vestul județului, dar și în municipiul reședință de județ. De asemenea, zilele trecute, un porc mistreț mort din cauza pestei porcine africane a fost descoperit în extravilanul orașului Galați, în apropierea unui complex de agrament.